Și iată-l pe Moș Crăciun că a venit! Aplauze! Aplauze pentru Moș Crăciun! Bine ai venit, Moș Crăciun! Asta să înțeles că la Berexau este limba sârbă, deci acum avem o transmisiune direct în limba sârbă. Tuturor copiilor Crăciun fericit, sărbători fericite, ho ho ho, și să asculte de profesori și de părinți. Crăciun fericit, sărbători fericite, la mulți ani. Ho ho ho! S-a născut Duhul Sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut Duhul Sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Steaua revărsat lumina, început asupra lor, și ținându-se de mână, îngerii cântau în cor. S-a născut Pruncul Sfânt, pace vouă pe pământ. Și să credeți în minuni. S-a născut Duhul Sfânt, s-a născut Duhul Sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut Duhul Sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Fulgi de nea, mici și mici, strada și pomilor mai ne-a zicit. Fulgi de nea, ca din cer, nasul și obrajii țuror și de cer. Pace vouă pe pământ, nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Steaua revărsa lumina, început deasupra lor. Și ținându-se de mână, îngerii cântau în cor. S-a născut Pruncul Sfânt,
ați putut observa, prima zi a serbărilor școlii din Săcălat și Berexeu Mare, Berexeu Mic, s-a încheiat cu un succes total. Mulțumesc celor implicați, mulțumesc părinților care au participat și în primul rând o să mulțumesc copiilor. O să am rugăminte către cei care privesc această știre ca aceste informații care țin de târgul de iarnă Săcălăzean să fie distribuite și să ajungă la cât mai mulți dintre cei care locuiesc în Săcălaz și, mă rog, în alte localități. Dar important este Săcălazul, Berexeu Mare, Berexeu Mic, ca și comună. Pentru că l-am făcut pentru noi, prezența e din ce în ce mai mare. Mă bucur foarte mult când văd că se participă la orice eveniment. Mâine, de exemplu, în 22, îl avem pe Alexandru Brădățean, un artist deosebit din Bucovina, care vine și timp de 2 ore o să ne colinde, o să ne încânte cu colindele de la el din zonă, din zona Bucovinei. Ar fi minunat dacă am umple acel târg și, bineînțeles, să ne delectăm cu un pahar de vin fiert, cu un pahar de ceai, pe care le oferim gratuit din partea primăriei. Cu alte cuvinte, dragi Săcălăzeni și Berexeni, participați în număr cât mai mare la acest târg care e făcut pentru dumneavoastră de către administrație.